Salutații, stimați telespectatori, sunt Luigi Bărăgoiu și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Raport de Eveniment în studioul televiziunii Cromtel. Astăzi avem musafir de la Suceava. Este vorba de ofițerul pentru relații publice de la IPJ Suceava, comisar șef Ionuț Iepurean. Bine ați venit, domnule comisar șef! Bine v-am regăsit și pe dumneavoastră și pe toți rădăuțenii, dar ce vorbesc eu pe toți sucevenii, că se prinde postul deja în tot județul. Chiar în trei județe, chiar și în Cernăuți, peste graniță, sunt semnale că... Înseamnă că ne vedem ascultați și în noastră realitate, nu? Văzuți, da. Și în același timp, adjunctul șefului Poliției Municipiului Rădăuți, comisar șef Gabriel Chifan. Bine ați venit, domnule comisar șef! Bine v-am regăsit, vă salut! Ne-am întâlnit astăzi aici, acum, pentru a face o analiză, a vedea ce se mai întâmplă la nivelul județului Suceava, deci și în zona arondată Poliției Municipiului Rădăuți în ultima perioadă, și v-aș propune să ne referim de la începutul anului, pentru că acest an a fost dificil și este în continuare pentru toată lumea. Domnule comisar șef Iepurean. Da, încă o dată țin să subliniez că vin cu plăcere la Rădăuți, pentru că în general ceea ce se întâmplă în Rădăuți, în Suceava, în Fălticeni sau în Câmpul Lung și Vatra Dornei, dă tonul și tonalitatea întregului trend infracțional la nivel de județ. De puține ori sunt neconcordanțe între ceea ce se întâmplă, de exemplu, în Rădăuți cu ceea ce se întâmplă la nivel de județ. Tocmai de aceea rădăuțenii trebuie să știe că modul în care respectă ei legea pe de o parte, modul în care acționează poliția din Rădăuți pe de altă parte, se regăsește în mod evident și în imaginea de ansamblu a județului în ceea ce privește siguranța publică. Cum spuneați și dumneavoastră, 2020 este cu totul deosebit față de alți ani. Nu îndrăznim să spunem că hoții sunt mai puțini, că lumea s-a educat mai mult în această perioadă, deși cu toții ne-am dorit lucrul acesta, ci dacă ne raportăm ca cifre, se vede într-adevăr un trend descendent pe toate liniile în ceea ce privește infracționalitatea. Însă, trebuie subliniat încă o dată faptul că lucrul acesta se datorează și specificului acestui an, respectiv pandemiei de COVID, care și-a pus amprenta și pe, inclusiv pe activitatea poliției, pentru că, într-adevăr, unele scăderi, să spunem, de trend infracțional se datorează poate și implicării poliției și în alte domenii de activitate, în special pe tot ceea ce înseamnă controle și gestionarea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2. Așa este. Dacă ar fi să... Ce voia să mă întrebați, că v-am văzut pornit. Vreau să-l întreb, da? Pe domnul comisar șef Chifan, dacă e de acord cu ce a spus dumneavoastră, dacă cele spuse anterior de domnul comisar șef Iepureanu se găsește la Rădăuți. Exact, nu? Cum a precizat și domnul comisar șef Iepureanu, scăderea infracționalității, a infracționalității sesizate, mă refer, se regăsește și la Rădăuți. Deci cam ce se întâmplă la nivel de județ se regăsește în toate municipiile mari și zonele arondate implicit. Până la urmă, la nivelul județului Suceava, nu? Că discutăm tot. Bineînțeles. Domnule comisar șef Iepureanu, haideți să trecem vă propun pe capitole, apropo de infracționalitate, pentru că, așa cum ați zis adineauri, hoții și răufăcătorii sunt în continuare, poate și-au mai redus puțin din activitate, dar ei lucrează acolo, nu? Da, sunt, facem și noi analizele și lunare și trimestriale și semestriale și din analizele astea, chiar dacă unele poate sunt considerate inutile, reies și niște lucruri uneori chiar ciudate. Oamenii, de exemplu, în perioada de vârf, pe primul val al pandemiei, s-a stat foarte mult în carantină, în izolare, adică, într-un cuvânt, multă lume a stat pe acasă. Evident, în cel puțin pe zona de mediu rural, prezența în permanență a unui membru al familiei sau chiar a întregii familii în curte sau în casă îi reduce șansele oricărui hoț de a mai acționa așa cum o făcea altădată. S-a mai împuținat activitatea de muncă la câmp în anumite perioade de timp, astfel încât, din nou, se evidențiază trend descendent pe ceea ce privește furturile. Însă nu numai furturile, până la urmă, sunt elemente care reiesc dintr-o stare infracțională. Avem și un semi-revers al medaliei, să spunem,
care ține de zone, de anumite areal, în care avem valori crescute sau semi-crescute la ceea ce privește violența intrafamilială. Au fost perioade în martie, mai, iunie, când și multe persoane au venit din străinătate înapoi acasă și datorită stării de pandemie din respectivele țări, apar iminentele și inerentele conflicte în familie, de la moșteniri și așa mai departe, astfel încât se înregistrează trend ascendent pe anumite segmente în această zonă. De asta vă spun că pandemia asta a scos în evidență niște lucruri știute și previzibile la un moment dat, dar care s-au acutizat și datorită acestei stări. Dar ca să trecem și la niște cifre care or fi ele sterile, dar până la urmă sunt înregistrate și trebuie și aduse la cunoștința telespectatorilor, să vorbim puțin despre situația infracțională. Totuși, peste 10.000 de infracțiuni sesizate în primele 9 luni ale anului 2020, cei drept cu aproape 1.000 în scădere față de 9 luni 2019, din motivele pe care am încercat eu să le expun și anterior. În mediul urban, 5.233 de fapte în scădere cu peste 1.100 de fapte. De asemenea, crește numărul faptelor săvârșite cu autori cunoscuți, 8.433 de fapte, reprezentând aproape 80% din totalul sesizărilor. Aici, într-adevăr, munca de poliție a fost, să spunem între ghilimele, facilitată oarecum de starea de pandemie, autorii infracțiunilor fiind identificați într-un procent mult mai mare față de perioadele antecedente. Se restrânge arealul infracțional atunci când vorbim de efectuarea cercetărilor, cercul de suspecție este mult mai bine definit și datorită unei prezențe mai reduse a oamenilor pe stradă, astfel încât materialul probator nu este mai ușor neapărat de administrat, dar te duce spre indicii mult mai certe. Pe genuri de infracțiuni, 718 infracțiuni de natură economico-financiară, în scădere cu 24, 6.569 de infracțiuni judiciare cu peste 700 mai puține față de perioada anului trecut și 3.500 aproape de fapte de altă natură. Contravieții au fost 59 de infracțiuni, iar contra integrității corporale cu aproape 250 de fapte mai puțin, respectiv 3.420 de fapte. Sunt și 51 de infracțiuni de ucidere din culpă, majoritatea acestora, din păcate, în continuare fiind înregistrate la regimul rutier. Întotdeauna știți și dumneavoastră, când este vorba de un accident rutier cu victimă decedată, se întocmește o lucrare penală de ucidere din culpă, chiar dacă nu putem vorbi despre un omor efectiv. Furturile din locuință, ceea ce vă spuneam, cu aproape 50 mai puține decât în perioada precedentă, 372 de furturi din locuință, 253 de furturi din societăți comerciale, aproape însă 100 dintre acestea fiind de pe rafturile unităților de alimentație publică, s-au înregistrat într-adevăr, nu știu dacă pe fond de pandemie sau de nepandemie sau pe fond de genă infracțională, o multiplicare a furturilor de pe rafturi. Din punct de vedere sociologic, specialiștii noștri au încercat să explice într-un fel prin starea aceasta de pandemie și inclusiv prin neajunsurile pe care le-au avut unele familii sau unele persoane, în special din medii defavorizate. Nu vom putea niciodată îmbrățișa ideea aceasta a completării bunurilor personale cu bunuri provenite din furturi de pe rafturile societăților, însă trebuie luat în calcul acest aspect și, bineînțeles, abordat așa cum este propice în această perioadă. Furturile din genți, poșete, buzunare scad și ele la 91, cu 36 mai puțin decât în perioada precedentă. Într-adevăr, faptul că în marile centre comerciale, în zonele aglomerate, piețe, târguri, în bazar și așa mai departe, lumea s-a împuținat, se vede și în trendul infracțional, respectiv în scăderea numărului de furturi din genți și buzunare. O parte, vă întreb, da. O parte din aceste centre comerciale Și-au suspendat activitatea, au fost închise perioade destul de lungi de timp, astfel încât lucrul ăsta se regăsește și în statistici prin scăderea infracționalității. Tocmai de aceea nu am subliniat în mod neapărat succesul polițienesc, să spunem așa ceva. Bineînțeles, se regăsește în cifre, dar trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să luăm în calcul toți factorii care au dus la acest trend descendent. Îmi place să cred, într-adevăr, că ai mei colegi și eu și toți și societatea suntem mai buni, suntem mai corecți, însă trebuie ținut cont și de elemente subiective pe care le-am precizat, respectiv starea de pandemie.
Furturile de autovehicule scad și ele cu 12 mai puține decât în perioada precedentă și, în general, toate segmentele infracționale înregistrează scăderi. Cel mai îmbucurător, să spunem, sunt rezultatele cele mai îmbucurătoare înregistrate pe paliere care aveau o sensibilitate deosebită la nivel comunitar. Mă refer la infracțiunile de tâlhărie. 48 de infracțiuni de tâlhărie înregistrate anul acesta, cu aproape 50% mai puține decât în perioada precedentă. Este o scădere de 26 de fapte. Fapta de tâlhărie, în general, am discutat de atâtea ori și în emisiunea dumneavoastră, este una care își lasă amprenta pe o comunitate, fie că este ea mai mică, fie că este mai mare. În general, victima de tâlhărie are o poveste, o poveste care impresionează comunitatea, mai ales dacă este și bătrână, dacă tâlhăria este săvârșită de persoane mascate, persoane înarmate și așa mai departe, chiar cu obiecte contundente sau arme alme. În comunitatea respectivă își lasă un amprent, își lasă o amprentă deosebită, inclusiv la nivel de sentiment de siguranță publică. O altă infracțiune despre care am discutat mult la voi în emisiune a fost cea de înșelăciune prin diverse moduri de operare, cerebrele, metode accidentul, avocatul, rege, cioabă, ghiul și așa mai departe. Nu și-au mai găsit aplicabilitatea toate aceste escrocherii în primele 9 luni ale lui 2020, prea mult, cu aproape 100 de fapte în scădere înșelăciunile în această perioadă. S-au înregistrat câteva tentative de înșelăciuni, inclusiv pe segmente noi infracționale, pentru că, cum spune și proverbul, mama hoțului și înșelătorului este tot timpul în acțiune și produce noi specimene. Aplicat metoda avocatul accidentul, s-au înregistrat încercări de metoda masca chirurgicală și așa mai departe, fel de fel de înșelăciuni pe produse sanitare, încercări cel puțin ale persoanelor de sezon, cum s-ar spune. Lumea însă, după experiențele anilor trecute, este tot mai reticentă la a da curs unor astfel de abordări. Lumea a fost destul de bine informată prin canale media, mă refer de către instituțiile de la nivel central, cu privire la dimensiunile pandemiei, cu privire la dimensiunile măsurilor care trebuie luate și așa mai departe, astfel încât cu greu mai găsești pe cineva care să dea curs unor mega oferte și așa mai departe. S-au înregistrat câteva înșelăciuni, în special la nivel de județ, prin metodele electronice de plată și prin site-uri specializate pentru achiziția de diverse produse, dar mă rog, sunt inerente până la urmă mediului online și tot ceea ce înseamnă business-ul online. Nu mai spun de infracțiuni de tulburare de posesie sau alte infracțiuni care în trecut ne ridicau anumite probleme. Anul acesta lumea a lăsat pe planul 2 certurile de la un hat de pământ și s-a axat mai mult pe siguranță personală și sanitară, astfel încât s-a reușit gestionarea mai bine a acestor problematici. Infracțiunile la cod silvic și la tot ce înseamnă cod silvic, cod vamal și celelalte legi speciale sunt și ele în scădere cu peste 500 de fapte. Bineînțeles, o să ajungem și la un capitol care o să suscite în permanență discuții. Deși infracționalitatea, să spunem că a scăzut, în ceea ce privește zona contravențională, ne situăm cam la același nivel și aici nu o să mă dau la o parte din a preciza faptul că multe din sancțiunile contravenționale, cel puțin în primele luni, începând cu martie până spre luna iunie, au fost aplicate tocmai la legislația specifică COVID-19 și la ordonanțele militare. Sancțiuni care, într-adevăr, ulterior, multe dintre acestea au fost declarate neconstituționale de către organele de drept, astfel încât a fost o muncă și un efort extraordinar până la urmă a oamenilor legii, fie că sunt ei poliții, jandarmi, militari, dar care nu au avut neapărat o finalitate contravențională. Nu vreau să spun că m-aș fi bucurat să aibă și o finalitate pecuniară, însă sper măcar să fie avut un rol de responsabilizare a cetățenilor cu privire la respectarea unor măsuri. Și acum avem legislație specifică pe tot ceea ce înseamnă SARS-CoV-2. Suntem sub imperiu și conducerea legii 55 pe 2020.
ulterior pusă în aplicare și prin hotărârea de guvern 856 din 2020 și, bineînțeles, în funcție de specificul fiecărui UAT, avem hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care statuează anumite reguli care trebuie respectate. Așa este. Majoritatea cetățenilor respectă regulile și ținem să le mulțumim. Respectă regulile cetățeanul de rând, respectă regulile inclusiv personal clerical, cărora țin să le mulțumesc, cu care am colaborat foarte bine. Sunt câteva ieșiri în decor ale unor persoane, chiar care se intitulează personalități, însă care sunt gestionabile și sperăm noi că prin colaborare, prin vorbă bună, prin multă empatie și responsabilitate vom reuși să le gestionăm cu succes. În regulă, cât din cele spuse de domnul comisar șef Eporeanu se regăsesc la nivelul Poliției Municipiului Rădăuți? Cam toate. Deci, cum am precizat și anterior, de la scădere la infracționalitate sesizată, cu un procent de 7,53% la nivelul Rădăuțiului, de la 1819 fapte anul anterior la 1682, scăderea fiind înregistrată atât în mediul urban, deci pe municipiul Rădăuți, cât și în rural, la nivelul celor două secții rurale arondate. A scăzut într-adevăr și la noi și infracționalitatea stradală, un segment foarte aparte și pe care se pune foarte mare accent. Cert este că a crescut siguranța cetățeanului, atât personal cât și patrimonial. Au scăzut și accidentele de circulație în zonă la noi. Bine, că nu putem să spunem, cum a spus și domnul Epureanu, că se datorează doar activității poliției. Probabil că și restricțiile care au fost în primăvară, în vară, au condus la această scădere. Domnule comisar șef Chifan, am observat că în ultima perioadă polițiștii rădăuțeni conduc niște mașini noi, chiar cu număr de Fargeș, parcă. Da, într-adevăr, am primit un lot nou de autospeciale, sperăm să le înlocuim pe toate cele vechi primite în 2006, să le casăm și să intrăm și noi în normalitate. Dar e mai bine? Vă simțiți că... Bineînțeles, e mai bine. Cu tot altceva, autospecialele sunt foarte bine dotate față de cele anterioare. Pe lângă autospeciale s-au primit și bodycam-urile, promisiuni care într-un final au prins contur, plus restul de dotări, veste anti-înjunghiere, anti-glonț, tot ce înseamnă. Iar în curând o să primim și armamentul nou. Interesant. Am văzut că ați primit și acele covoare, sau cum se numesc? Care... Dispozitivele speciale de urmă, da, sunt primite, sunt și la Rădăuț două dispozitive de acest gen. Sperăm să nu fie nevoie să le folosim acum. Na. La nivel de județ au fost folosite? Da. Într-adevăr, un dispozitiv foarte bun, mai ales pentru tot ceea ce înseamnă județ Suceava. Județul Suceava, știți și dumneavoastră, este al doilea ca întindere din țară, primul ca rețea de drumuri naționale și europene. Asta înseamnă și o problematică vastă. Înseamnă uneori, având în vedere și zona de frontieră destul de vastă, probabilitatea și posibilitatea unei urmăriri în trafic asupra unei persoane care nu oprește la semnal regulamentar, chiar și de câteva zeci de kilometri. Urmărirea de multe ori se întinde și pe zonă de pădure și pe teren accidentat și pe drum național de viteză, astfel încât intervenția este una mult mai dificilă decât, să spunem, pe o aglomerare urbană, unde într-adevăr nu are posibilitatea un șofer indisciplinat să dezvolte viteză deosebită sau să se facă pierdută în trafic. Tocmai în acest motiv, județul nostru a fost unul privilegiat, a primit printre primele județe aceste dispozitive, le-a primit într-un număr mărit față de alte județe. Toate structurile de poliție rutieră de la nivelul tuturor polițiilor municipale și orășenești dețin astfel de sisteme speciale de oprire. Nu l-am folosit eu, deși, sincer, adrenalina îmi spune că mi-ar fi plăcut să fiu în momentul ăla acolo. L-au folosit cu succes colegii de la Vicovul de Sus, în cadrul unei urmăriri a unui microbuz care a fost și identificat burdușit cu țigări de contrabandă. A fost o acțiune foarte frumoasă care i-a făcut mândri atât pe polițiștii din Vicov și prin prisma rezultatelor obținute, dar și prin prisma aprecierii la nivel național. Colegii au fost felicitați de către Inspectoratul General al Poliției Române, fiind primii din țară care au folosit cu succes sistemul de oprire respectiv.
într-adevăr, eforturi susținute pentru creșterea capacității, până la urmă, operaționale a unei structuri care trebuie să inducă ordinea și liniștea publică, cum spunea și domnul comisar șef, foarte multe autospeciale de poliție noi, inclusiv cu un brand nou, cu o colantare nouă, atât autospeciale Dacia Duster, cât și Dacia Logan, atât autospeciale pentru deplasare în regim de urgență, cât și autospeciale prevăzute în partea din spate cu cușcă specială, cum îi spunem noi, pentru persoane recalcitrante sau care trebuie conduse către unitățile de reținere sau arest. Și bodycam-urile au intrat în dotarea polițiștilor suceveni, inclusiv bastoane cu unde electroșoc, care sunt foarte utile în aplanarea unor situații care tind să degenereze, iar începând din această lună intră în dotarea și a polițiștilor suceveni noul pistol Beretta de 9 mm, o armă foarte, foarte bună, care a fost testată deja în poligonul special al ISU Suceava, prin traineri veniți de la Direcția de Resurse Umane București și Direcția de Ordine Publică pentru instruirea câte un lucrător din cadrul fiecărei subunități, care ulterior îi va învăța și pe colegi exact care este modalitatea de utilizare a armamentului. Bine, nu este ceva total deosebit față de armamentul pe care l-am avut până acum ca și procedură de tragere, mă refer, dar ca și performanță este într-adevăr o armă foarte bună. Vă întreb, mai există pistoale Carpați, acele Carpați pe care le știm de... mulți există, ani? Până una alta, ele sunt în dotarea, cred că peste 80% din Poliția Română și Poliția Suceveană. La ora actuală, structurile de intervenție rapidă, mă refer la Serviciul de Acțiuni Speciale, deține armament Glock și, bineînțeles, unele structuri arondate, într-un fel sau altul, Poliției Judiciare, care deține de asemenea armament performant. Este, așa cum spunea și domnul comisar șef, un pas spre normalitate. Până la urmă, realitățile din teren îți spun că trebuie să ai o intervenție fermă, o intervenție care să fie luată decizia în câteva secunde, ca să te ajute la o intervenție fericită și utilă, trebuie să ai și mijloace tehnice adecvate. Eu revin la acele dispozitive cu țepi, acele covoare. Totuși, în zona noastră a devenit un fel de, nu știu, dacă înainte nu ignora un răuvoitor semnalele polițistului, agentului din stradă și înainte se întâmpla rar, acum se pare că a intrat în cotidian, nu? Domnul comisar șef Chivar. Da, din păcate ne menține la același trend cu neopririle la semnal și nerespectarea indicațiilor polițistului rutier. Însă, chiar dacă nu am identificat pe loc conducătorii auto, în majoritatea cazurilor i-am identificat ulterior. Fapt care a condus la sancțiuni contravenționale și suspendarea dreptului de a conduce până la un an, doi, cum a fost cazul tânărului din Grănicești, dacă rețineți, care pentru câteva depășiri neregulamentare și depășirea regimului legal de viteză s-a ales cu suspendare de vreo 2 ani. Deci... Da. Avem, într-adevăr, cum spune și domnul comisar șef, două premiere la nivel național, care au fost promovate și la nivelul Ministerului Afacerilor Interne ca bune practici și trebuie să ne mândrim. Poate o să creadă rădăuțenii că am strâns un an de zile numai momente frumoase și de laudă și venim acum să le punem pe tapet într-o emisiune, dar asta este realitatea. Într-adevăr, colegii de la Serviciul Rutier au reușit o documentare minuțioasă, practic, a tuturor contravențiilor săvârșite de acest șofer. E vorba de 16 sancțiuni contravenționale, s-a ales după urmărirea tuturor imaginilor. Amenzi record de peste 200 de milioane pe care le-a încasat pentru acele sancțiuni și permisul suspendat până în 2014. Într-adevăr, este o premieră națională care a fost promovată la nivelul 2024, scuze, da? La nivelul MAI. Mai mult decât atât, noi, dacă ne plictisim între ghilimele la județ, facem veșnicele analize, nu? De care suntem sătui ca și exprimare, analize, însă sunt bune și alea pentru că ne-au evidențiat și ne-au oferit un răspuns și la întrebarea dumneavoastră inițială. De ce în continuare destul de mulți sau chiar mai mulți șoferi nu opresc la semnalul regulamentar? Pentru că în ultimii 2 ani
De când, prin conducerea inspectoratului, s-a dispus creșterea fermității în ceea ce privește actul sancționator la regimul rutier, de când a fost început acel program de care vorbeam și anul trecut prin domnul inspector șef, începând cu 14 februarie, că n-am să țin minte niciodată, n-am să uit niciodată, e ziua îndrăgostiților sau ceva în genul ăsta, noi am lansat programul de prevenire a accidentelor rutiere prin creșterea fermității și, într-un cuvânt, am început într-o colaborare foarte bună și ținem să subliniem asta cu unitățile de parchet, reținerile tot mai multe la regimul rutier. Analizele pe care le-am făcut, inclusiv cu participarea specialiștilor din mai multe segmente, ne-au indus concluzia că omul, știind și ducându-se vorba până la urmă în comunități, că, dom'le, ăștia dacă te prind băut, te prind fără permis, te prind că ai mai făcut și un eveniment rutier, te bagă la beci, atunci nu că se merită să fugi, dar măcar îți induce ideea aceasta că poate reușești să scapi. De aici specialiștii noștri sociologi au tras și concluzia că șoferul, să spunem, indisciplinat, cunoscând repercursiunile faptelor sale și ceea ce ar putea aduce, respectiv o reținere pentru 24 de ore, chiar un mandat pentru 30 de zile și o ulterior, prin instanțele de judecată, condamnări cu pedepse privative de libertate, începe să aibă o presiune suplimentară și îi induce această tendință de a-și asigura scăparea. Pentru moment, să știți că am încercat să analizăm inclusiv psihologia șoferului care fuge la semnalul regulamentar. Nu e ușor, între ghilimele, nu e o parte, dar nu e ușor nici pentru acel șofer. E o decizie, să spunem, pe care o ia în fracțiuni de secundă. Da. Și bineînțeles, este o decizie cât se poate de greșită. Pentru că, așa cum bine spunea domnul comisar șef, în maxim 2-3 zile, până la urmă, comunitățile sunt reduse, probatoriul este destul de bun, au început să se mulțească și mijloacele tehnice. Mă refer la camere de supraveghere care sunt deținute la nivelul UAT-urilor, fel de fel de chioșcuri, unele de primării și așa mai. Unele UAT-uri. Este aproape imposibil ca la un moment dat, după o săptămână de lucru intens din partea unei echipe de investigatori, să nu reușești să dai de un autovehicul și, bineînțeles, ulterior de șoferul său. Au încercat și încearcă în continuare cu reminiscențe din acestea de semi-șmecherie să eludeze legea. Am avut săptămâna trecută eveniment rutier la Ipotești în care doi tineri s-au dat cu mașina peste cap, au abandonat-o într-un șanț, au fugit care încotro. S-a stabilit până la urmă, merg mult mai repede și probele ADN și alte mijloace probatorii. S-a stabilit cu exactitate și cine a condus-o, și cine a fost pasagerul din dreapta, și cum pasagerul din dreapta a mințit pentru a încerca să îi scape reputația șoferului și așa mai departe. Concluzia, și la ora actuală sunt în arestul IPJ Suceava, unul reținut pentru 24 de ore în curs de ieri, unul a luat și mandat de 30 de zile. Asta încercăm și noi să facem într-un limbaj poate de semi, de lemn și prea direct, dar până la urmă suntem poliție și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Că nu mai merge. Cam asta este concluzia. Mai devreme sau mai târziu, lucruri de genul ăsta se află din ce în ce mai devreme și nu spre târziu. Aveți și concluzia este numai una. Îmi spune colegul un caz că, așa cum a zis și noastră, nu mai merge pentru că trebuie să intrăm în publicitate, revenim imediat. Am revenit după pauza de publicitate. Suntem la raport de eveniment, iar invitații ediției de astăzi sunt comisarii șefi Ionuț Epureanu și Gabriel Chifan, mai exact purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava și adjunctul șefului Poliției Municipiului Rădăuți. Voi începe cu domnul comisar șef Chifan. Domnule comisar șef, a spus dumneavoastră și colegul dumneavoastră despre acele camere video, despre acele camere care îi sprijină pe polițiști în munca lor în diverse UAT-uri, localități la nivelul județului Suceava. La Rădăuți există așa ceva? Din păcate, la Rădăuți sistemul video de supraveghere este total insuficient pentru dimensiunile orașului și așa mai departe. Sperăm să găsim înțelegere la administrația publică locală, să modernizăm acest sistem, să ne fie și nouă de folos, să ne ajute efectiv în munca de poliție. Ați făcut vreo solicitare? Ați primit vreo promisiune? Au fost făcute mai multe solicitări. Din păcate încă nu s-a reușit. Nu erau bugetate, așa ne s-a răspuns nouă. Sperăm să găsim înțelegere la administrația publică actuală și să reușim să implementăm acest proiect și la nivelul municipiului. Să dea Dumnezeu să fie cum spuneți dumneavoastră. V-aș întreba tot pe noastră, domnule comisar șef Chifan, la capitolul rutier, zona noastră, zona Rădăuțului, aici au fost tot timpul probleme. Rădăuți, Vicov, anul acesta, dacă ar fi, eu știu, să exemplificați cu
două, trei cazuri mai altfel, mai, eu știu, mai deosebite. Ce ne-ați putea spune? Cel mai recent caz pe care l-avem acum în lucru este vorba de accidentul de la Solca, într-un autoturism și o căruță, nată la Șipo. S-a dat cu rănirea gravă a căruțașului. Din primele cercetări a ieșit că conducătorul auto este sub influența alcoolului. Ne-a parvenit și rezultatul alcoolemiei de la medicină legală. În cursul zilei de azi îl vom reține, după cum a spus, a precizat și domnul comisar șef Iepureanu, chiar dacă măsura nu este luată pe loc, pe parcursul administrării probatoriului și în măsura în care parchetul local este de acord, se merge cu măsuri ulterior. Așa este. La nivelul județului, dumneavoastră aveți tot tipul probleme cu aceste evenimente rutiere. Da, e deja a devenit, și nu exagerez, și o obsesie și pentru noi polițiștii și pentru toată lumea. E o luptă să fim detronați de pe acel loc întâi la nivel național cu privire la mortalitatea în accidente rutiere pe drumurile publice. Sunt ani de zile, refuz să-i mai număr, probabil sunt în jur de 6 sau 7 ani de când județul Suceava este pe primul loc la persoane decedate în accidente rutiere și lucrul ăsta până la urmă nu ne onorează. Știu, sunt fel de fel de explicații cu privire la rețeaua rutieră cea mai extinsă, cu privire la probleme de infrastructură și așa mai departe, însă în continuare trebuie să luăm toate măsurile, nu numai pentru a ne situa mai bine în acest top, să spunem așa, dar pentru a crește gradul de siguranță rutieră. Și sunt în continuare niște vulnerabilități la nivel de județ pe care le-am observat și în starea de pandemie și care au aplicabilitate inclusiv pe zona Rădăuți, dacă tot e să vorbim într-o emisiune la un postul dumneavoastră. Și vreau să mă refer aici la indisciplina pietonală și la indisciplina bicicliștilor în trafic. Și la nivel de Rădăuți au fost cel puțin două evenimente rutiere care îmi vin mie acum în cap, cu persoane decedate în accidente cu bicicliști. Ultima persoană, chiar alaltă, cred că a decedat în urma unui eveniment rutier de acum câteva zile. Într-adevăr, biciclistul în trafic are un rol deosebit. Mijlocul de deplasare cu bicicleta este unul cât se poate de sănătos, este unul cât se poate de promovabil, însă biciclistul trebuie să respecte și niște reguli rutiere. Nu ne putem crampona în permanență că nu avem pistă de bicicliști, că nu avem infrastructură suficientă. În momentul în care te urca pe bicicletă, trebuie să ai aceeași responsabilitate ca cea pe care are un șofer deținător de permis de conducere și așa mai departe. Chiar dacă legea nu impune să deții un permis de conducere pentru a conduce bicicleta, sunt niște reguli cu privire la vârsta pe care poți merge pe drumurile publice și cu privire la regulile pe care trebuie să le respecti. Și în cazul sunt aceleași și pentru bicicletă. Exact. Și în cazul ultimului deces, din păcate, o neasigurare, din câte țin minte, la cedează trecerea, da, din partea biciclistului. Neacordare de prioritate care s-a soldat cu deces. Nu mai vorbesc de un caz tragic care îmi vine acum în minte de acum câteva luni, în care o persoană de notorietate din zonă și-a găsit sfârșitul într-un accident cu bicicletă. Este practic și o anomalie a naturii și a firii umane, ca în condițiile în care, să spunem între ghilimele, că nu până la urmă ăsta e rostul, dar deții resurse și financiare să îți faci deplasarea cu elicopter, cu avion, să-ți găsești sfârșitul în anul 2020 într-un accident cu bicicleta. A fost, din câte țin minte, o emulație destul de mare în jurul acestui subiect la vremea respectivă și, într-adevăr, sunt lucruri pe care trebuie să ni le reamintim din când în când, tocmai prin conotație preventivă și să încercăm ca celorlalți să le spunem că astfel de lucruri nu trebuie să se mai întâmple. În ceea ce privește siguranța rutieră la nivel de județ, în continuare înregistrăm o cazuistică destul de mare, 178 de accidente rutiere grave, cei drept cu 8 mai puțin față de 9 luni anul trecut. În schimb, anomalia vine la persoane decedate, 53 de persoane decedate, cu una în plus față de perioada similară anului trecut, în condițiile în care aproape pe toate cele 9 luni s-a circulat cu restricții impuse sau neimpuse. Mă refer la valorile de trafic care au fost mai mici față de anii precedenți, cel puțin în perioada martie-iunie și ulterior chiar pe perioada verii nu s-au mai înregistrat nici măcar la fluxul ăla de turiști foarte mare care se înregistra în anii precedenți. Deci valorile de trafic, practic, în urma monitorizării au scăzut, în schimb, la nivel de accidente rutiere, chiar dacă ele au scăzut, ca și consecințe, sunt mai grave, având o persoană decedată în plus. Și din analiza pe care le-am făcut pe accidente rutiere, multe dintre accidentele care s-au petrecut în aceste prime 9 luni ale anului și chiar și în luna octombrie am făcut analiza pe ea, sunt
Doamne ferește, caut termenul și nu îmi vine, că dacă n-ar fi vorba despre morți și rănița, îi spune că sunt hilare. Nu poți să spui că este hilară o cauză, dar sunt stupide, cel puțin. Bicicliști care cad în cap, mopediști, scuteriști, parcă și ghinionul de multe ori se apleacă asupra destinului acestor persoane. Dacă este un singur cap de pod pe o distanță de 2 km, fix în ăla se înfinge o persoană care ulterior și decedează. Nu mai spun de indisciplina pietonală, care în continuare este practic a doua cauză generatoare de accidente rutiere, după viteza excesivă, care este o cauză generică. Orice accident rutier în care este implicată și o mașină, este imposibil să nu se rețină ca și cauză și viteza excesivă, pentru că într-adevăr, cel puțin pe zona de localitate, este din punctul de vedere al șoferului și chiar al practicii arătate de societate aproape imposibil să rulezi cu 40 de kilometri undeva, cum am avut pe zone de roșiori, spre ieșirea spre Drăgușeni, sunt zone de viteză. Marea parte a accidentelor cu pietoni întâmplându-se după lăsarea serii, când drumul este liber de la Fălticeni până la Drăgușeni, tu să mergi pe porțiune de 20-30 de kilometri cu 40 de kilometri la oră, deși nu este nimeni, este aproape absurd. Și atunci ceasul rău... Pisica 13, pietonul care este întotdeauna, deja este o, practic o cutumă și o practică, este îmbrăcat în haine închise la culoare, nu are elemente reflectorizante, în 80% din cazuri este și asezonat cu puțin alcool și aghezmuit, astfel încât rezultatul nu poate fi, din păcate, decât unul tragic. Domnule comisar șef Chifan, apropo de aceste evenimente rutiere, e un segment dumneavoastră, atâția ani ați fost șeful Poliției Rutiere aici la Rădăuți. Apropo de aceste accidente, presupun că aveți o statistică vis-a-vis de orele când, de perioadele de timp când s-au petrecut cele mai multe din acestea. Cine puteți spune? Cel puțin la nivelul... Cele mai multe accidente rutiere s-au produs în intervalul 6-18, deci este un pic atipic față de restul județului. Tot atipic este că principala cauza accidentelor în zona Rădăuți nu mai este viteza cum a fost anii anteriori. Deja au trecut bicicliștii pe primul loc, 7 accidente grave, urmat, bineînțeles, viteză și din disciplină pietonală, câte 6 accidente grave. Cert este că zona noastră este o zonă foarte delicată din punct de vedere a circulației bicicliștilor. Dacă luăm zona Vicov de jos, Horodnic, o să întâlnim tot timpul bicicliști pe stradă, indiferent de condițiile meteo, întotdeauna neechipați corespunzător cu îmbrăcăminte cu elemente reflectorizante, fapt care conduce, cum am mai precizat și domnul comisar șef, de cele mai multe ori la accidente urâte, de-a dreptul. Poate că ar trebui de umblat acolo la prezența mai vizibilă a colegilor noastre în stradă, deși se văd acum mai ales aceste mașini care sunt aranjate, sunt cosmetizate altfel, de departe s-ar în vedere. S-au organizat mai multe acțiuni punctuale pe aceste linii, au fost și foarte multe sancțiuni contravenționale, dar n-a condus deocamdată la disciplinarea acestei categorii de participanți la trafic, din păcate. Pe domnul comisar șef Epureanu l-aș întreba. Cu contrabanda cum stăm? Stăm bine, nu? Bine, cum să stăm? De ce problemă? E un segment care nu este afectat de pandemie. Nici nu știu ce recomandări să mai facem, să atingem o cordă sensibilă, nu știu, să le spunem celor care fumează că își vulnerabilizează plămânii, mai mult dacă fumează de contrabandă, riscul e mai mare și e o comorbiditate crescută pentru problematica asta de COVID. Nu știu, da. O să, la un moment dat, cred că dacă nu mai ai alte soluții, apelezi și la superfugii de genul ăsta, să te dai expert medical ca să motivezi oamenii cumva să te ajute la reducerea fenomenului. Da, este în continuare un fenomen vizibil, până la urmă este iminent că e asociat zonei de frontieră, așa cum am mai discutat-o și în emisiunile trecute aici. Atâta vreme cât din activitatea aceasta ilicită de contrabandă, câștigurile sunt exorbitante, practic, sunt extraordinar de mari în comparație cu, nu știu, să spunem, munca legală a câmpului și așa mai departe, este o tentație evidentă pentru tineri, pentru persoanele care doresc o îmbogățire rapidă. Noi trebuie să ne asigurăm că fenomenul este ținut sub control și, bineînțeles, că nu tinde să ducă spre alte divagații infracționale prin reinvestirea acestor bani și acestor sume ilicite care se câștigă.
Micul trafic de frontieră se manifestă în continuare, este gestionat în proporție, să spunem, de peste 80% de către colegii noștri la Poliția de Frontieră, cu care avem o colaborare extraordinară și care efectiv, cred că săptămânal sau chiar poate de mai multe ori pe săptămână au capturi mai mici sau mai mari. De multe ori ați observat și dumneavoastră și din comunicatele de presă pe care le promovează și din situația operativă de zi cu zi, contrabandiștii aleg să-și abandoneze marfa de contrabandă și de obicei, și să încerce ei să scape. A fost un astfel de caz, s-a înregistrat și la Vicov când am utilizat și acel dispozitiv de blocare a roților și imobilizarea lor, când practic în termeni plastici le-au făcut roțile terci la dubița respectivă, astfel încât nu și-au mai putut continua deplasarea, însă ulterior, șoferul respectiv a încercat să fugă. În autoutilitara respectivă a fost capturată cea mai mare cantitate de țigări din acest an. Nu mai știu exact că le număr și la pachete, le număr și la bucată, conform unor proceduri diferite. Oricum, multe, da, multe. Asta e ideea, da? Cât vezi cu ochii? Peste 100 de boxuri. Peste 100 de boxuri, că până la urmă boxurile contează. Pentru noi, deci cantități enorme din punctul nostru de vedere. În fiecare săptămână există date și informații cu privire la transporturi care sunt organizate, există și specificul perioadelor, de acum le-am învățat și noi, nici dacă le spunem în emisiune publică, nu cred că mai desconspirăm pe nimeni nici activitatea polițienească, se știe că atunci când vine sezonul rece, în general, cei care organizează, între ghilimele, depozite în zona de Vico, Straja, Brodina și pe întreaga zonă, până la urmă, asociată frontierei, tind să se aprovizioneze suplimentar, pentru că sezonul rece este unul mai dificil la trecerea peste fâșia verde a țigaretelor de contrabandă. Este fâșia albă, că rămân urme pe zăpadă. Pentru că asta vreau să spun, se transformă în fâșia albă și rămân urme pe zăpadă, plus că vegetația nu îi mai ajută la fel de mult pentru camuflarea acestora, astfel încât tendința este ca în aceste luni, începând cu septembrie, octombrie, noiembrie, să se facă aprovizionarea depozitelor clandestine și ilicite pentru redistribuirea lor ulterior pe piețe sub diverse forme. Ca tot gospodarul care își face tocmai provizii pentru iarnă, nu? Exact, pe lângă zacuscă mai faci și un depozit de țigări. Am încercat fost un caz la Rădăuți, scuzați-mă că vă întrerup, cred că două săptămâni, trei. Două săptămâni, cred. Am identificat un autovehicul de teren pe raza comunei Bilca, tot așa, o cantitate foarte mare de țigări, 35 de baxuri din Cerețin. Abandonat, bineînțeles, a preferat șoferul să abandoneze mașina și... Ca de obicei, cum am mai spus. Încercăm să lucrăm pe toate palierile, și pe partea asta de aprovizionare și depozitare, dar și pe partea ulterioară de distribuția lor și de comercializare. Recent însemnând acum o săptămână, în municipiul Suceava am destructurat un grup deja care se constituise în grup infracțional de 4-5 persoane care se ocupau cu comercializarea țigaretelor în zona gării Burdujeni, la un anumit magazin de acolo. Existau așa o rumoare de ani de zile, că știa toată lumea că acolo se comercializează țigări de contrabandă, dar știi, când nimic nu se întâmplă din punct de vedere a aplicării legii, omul începe să speculeze. Dom'le, înseamnă că poate beneficiază inclusiv de protecție din partea organelor abilitate și așa mai departe. Ei, nu, dimpotrivă, acolo s-a lucrat destul de greu, pentru că respectivele persoane cu preocupări infracționale, chiar îndrăznesc să spun că aveau un grad de inteligență destul de ridicat și încercau să-și acopere foarte bine activitatea, dar cu coagularea tuturor structurilor cu atribuții în domeniu am reușit să administrăm un probatoriu destul de solid, care a dus nu numai la reținerea administratului societății respective și altor persoane din camarila lui, dar și ulterior și la arestarea preventivă. Iar dosarul cu siguranță va merge în instanță și se va solda cu pedepse privative de libertate. Sunt lucruri care se mișcă, sunt lucruri care sunt făcute zilnic și săptămânal de către colegii noștri și sperăm să gestionăm, că asta e ideea. Sunt lucruri care se văd, sunt lucruri care nu se văd deocamdată, dar se vor vedea în rezultate ulterioare. Apropo de apropierea sărbătorilor de iarnă, de acele sărbători religioase care îi adună pe Enoreaș la casele de cult, câteva recomandări. Domnul Chifan, dumneavoastră, haideți să începem cu Rădăuțul, pe urmă la nivel de județ, spune domnul Iepureanu. Tot ce vreau să recomand este ca lumea să respecte regulile de distanțare socială.
iar pe raza municipiului, mai ales că suntem în scenariu roșu, portul măștii de protecție este obligatoriu și în spațiile deschise. Deci nu recomand decât respectarea legii și a hotărârilor CJSU Suceava. Așa este. Și vedem că am trecut de trei bine, carantina cam bate pe la ușă. Ce părere aveți, domnule comisar șef procuror? Nu mai am nicio părere, pentru că, sincer, și noi, ca reprezentanți de instituții, nu poți să nu-ți creezi o stare de neliniște până la urmă tot ceea ce se întâmplă. Nu ai o predictibilitate exactă a unor acte și acțiuni. Vorbim acum despre sărbătorile de Crăciun. Doamne ferește, nu vreau să o dramatizez dacă apucăm, că apucăm, cu siguranță, dar nu poți să știi exact care o să fie legislația incidentă și aplicabilă în acele momente, nu poți să știi în ce scenariu se intră, nu poți să știi exact care o să fie indicele de la nivel de fiecare comunitate și măsurile care vor fi luate. Încercăm să o luăm gradual pe pași mai mici, încercăm să gestionăm acum luna noiembrie, care din punct de vedere al părerilor medicale este o lună de cotitură, un nou platou care se atinge și sperăm să-l depășim. De altfel este și evident prin cifrele care ne sunt oferite în momentul în care, în comparație cu lunile martie, aprilie, ne minunam, nu, la 2000 de infectări pe zi la nivel național, acum ne sunt prezentate cifre care sar de 7.000. Ne apropiem de 10.000 din... Exact, toate. Adică sunt lucruri fără precedent. Tocmai de aceea, probabil, și măsurile care vor fi luate de autorități la nivel și central, dar și județean și local, o să atingă alte limite. Recomandările pe care le făcea și domnul comisar șef sunt, într-adevăr, recomandările care trebuie făcute până la urmă în orice scenariu. Să porți mască de protecție, să asiguri o distanțare socială, să folosești dezinfectanții și să respecti normele de igienă. Sunt, până la urmă, niște reguli care, în afara măștii de protecție, să spunem așa, ar fi trebuit aplicate și înainte de pandemie și o să trebuiască aplicate și după pandemie. Sunt reguli care țin de o societate civilizată, să-ți asigure o igienă conformă și așa mai departe. Bineînțeles, celelalte reguli restrictive, mă refer la portul măștii de siguranță, mă refer poate că inclusiv la restricția de a intra în anumite zone, în anumite localuri publice și așa mai departe, de funcționare a anumitor localuri publice, sunt deja măsuri care țin eminamente de perioada asta de COVID și de carantină, dar care din fericire pentru noi, sunt în mare parte respectate la nivel de județ Suceava, iar acolo unde sunt, vă rog să ne credeți pe cuvânt că vom da dovadă de fermitate și vom aplica toate măsurile pe care le avem la dispoziție. Nu, scopul nostru și lucru pe care îl afirmăm și colegilor noștri polițiști la fiecare întâlnire pe care o avem, și noi avem întâlniri în mediul online, în special în ultima perioadă, spuneam, scopul nostru pe care îl transmitem nu este acela de a aplica sancțiuni. Nu avem absolut nicio normă de sancțiuni, nu avem o valoare maximă a sancțiunii și așa mai departe. Avem însă în permanență o monitorizare a modului în care evoluează situația epidemiologică în anumite zone. Și într-adevăr, dacă observi că, uite, ca să-mi dau exemplu de zonă Rădăuți, că nu e corect, nu? Dacă vezi că în zona Câmpul Lung ai o incidență crescută în ultimele 2-3 săptămâni, dar pe de altă parte, evaluând activitatea, să spunem, structurii de poliție acolo, vezi că nu există o implicare suficientă la nivel de act sancționator și, să spunem, există și date și informații certe, că s-au organizat evenimente publice și așa mai departe, nu poți să nu iei anumite măsuri. Tocmai de aceea, de exemplu, în ultimele 2 săptămâni, forțele noastre, inclusiv de la nivel de inspectorat, au fost concentrate pe acea zonă, iar drept urmare au fost sparte, cum le spunem noi, și întrerupte 8 evenimente private cu o participare, noi spunem, ăsta e termenul, până la urmă, chiar nesimțită, de peste aproape 1000 de persoane adunate la evenimentele publice respective, evenimente private. Sunt lucruri care, până la urmă, trebuie să țină și de conștiința fiecăruia. Fie că este administrator de restaurant, pensiune, sală de nunți și așa mai departe, știm cu toții că este o perioadă mai dificilă și din punct de vedere financiar, însă nu poți să ignori niște reguli care, nu știu, în timp poate să aibă niște repercursiuni extraordinare. Gândiți-vă că am găsit nunți sau evenimente private la care erau peste 200-250 de persoane, fără respectarea niciunei reguli. Bine, în primul rând era interzis ca și organizare, dar ulterior nu exista niciun dezinfectant, nu exista nimic în zona respectivă. Eu nu știu cum poți să dormi noaptea ca și conștiință că riști să transmiți virusul în comunitate, să îmbolnăvești, să omori oameni. Nu pot să vă spun ce tip de discuții se creează în jurul unei astfel de intervenții, să spunem. Într-adevăr, majoritatea participanților la am fost la un
banchet, de exemplu, ăsta, la un majorat. Sunt copii la 18, 19, 20 de ani, 17 și așa mai departe. Și spun, eu sunt, n-am nimic tinerii. Dar încerci să mergi pe latura sensibilă și să-i spui, ai și tu un bunic acasă, ieși în comunitate, te duci în altă parte, transmiți virusul și așa mai departe. Nu este vorba numai de perspectiva ta personală, strict personală, că, nu știu, ai un anumit grad de sănătate care te face să te simți cel puțin intangibil. Deși s-au dovedit în ultima perioadă că virusul probabil a suferit și modificări astfel încât sunt atinși de repercursiuni și sunt atinse și persoane de vârstă care nu sunt foarte înaintate în vârstă. În fine, încercăm și ne bazăm în special pe responsabilitatea și bunul simț a oamenilor din această zonă, pentru că este o zonă chiar binecuvântată și îndrăznesc să spun de Dumnezeu, oameni cu multă minte, oameni care inclusiv la referendumul pentru familie au ieșit în proporție de peste 60%, am fost pe primul loc la nivel național, tocmai de aceea tot noi trebuie să fim acum pe primul loc și să dăm și o dovadă de responsabilitate publică. Și am găsit aici un sprijin foarte bun din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, dacă tot am intrat pe zona asta ecumenică, niște oameni care într-adevăr au înțelepciunea care trebuie să caracterizeze personalul clerical. Oameni care au înțeles ce înseamnă sănătatea publică, oameni care înțeles ce înseamnă reguli și oameni care la rândul lor au diseminat mesajul nostru către toate parohiile din zonă și au fost luate măsuri. Am avut și acțiuni de mai mult de sprijin, nu neapărat de verificare pe această linie și din fericire pentru noi, și trebuie să o spun deschis, cazurile în care nu se poartă masca de protecție sau nu sunt asigurate măsurile necesare sunt extrem de izolate. Nu prea am întâlnit așa ceva. Iar în cazurile în care am întâlnit, am acționat și noi condescendent, mă refer la aplicarea unor sancțiuni cu avertisment, doar discuții cu persoanele respective și sancțiuni pecuniare doar în cazurile în care, mă rog, lucrurile au fost mult mai grave. Ei, până la sărbătorile de iarnă ne mai așteaptă o aglomerare, ca să nu zic o aglomerație. E vorba de 6 decembrie și nu de Moș Nicolae, ci de alegerile parlamentare. Dar să sperăm că vom trece cu bine și peste acestea. Domnul comisar șef Chifan, un minut pentru un salut final, la final de emisiune. Vă salut și sper să respectăm cu toții regulile impuse de autorități și de legislația în vigoare, astfel încât să reușim să coborâm și Rădăuțul sub pragul de 3 la 1000 de locuitori de infectări pe ultimele 14 zile și să ne vedem cu bine la emisiunea următoare, nu? Corect, mulțumesc. Un minut, domnule comisar șef Sureanu. Un minut în care promovăm același mesaj de sănătate publică, de siguranță socială și măcar 30 de secunde merită și colegii de la Poliția Municipiului Rădăuț și dumneavoastră întreaga societate rădăuțeană pentru mulțumirile noastre de la nivel de Suceava, pentru oamenii care i-ați creat sistemului și i-ați dat sistemului de ordine publică. V-am furat în ultimele 2 luni 3 oameni extrem de valoroși din zona dumneavoastră. E vorba de domnul comisar șef Ciotău, șeful secției Gălănești, care este acum șeful biroului siguranță școlară și gestionează întreaga problema siguranței școlare la nivel de județ Suceava. L-am luat pe domnul Panciuc, care este șeful poliției Mileșăuz, și l-am luat pe domnul Chelba, asociat zonei dumneavoastră de la Mileșăuz și este garantul siguranței publice la nivel de județ pe tot ceea ce înseamnă segment de ordine publică, fiind șef al serviciului de ordine publică. Nu este puțin lucru pentru dumneavoastră, ca zonă, pentru Rădăuț, să crești astfel de oameni valoroși și la urmă să-i pui la dispoziția întregului județ să se bucure de capacitatea lor profesională. Da, în regulă. Punem punct final ediției de astăzi a raportului de eveniment. Reamintesc că în studioul televiziunii Cromtel a fost ofițerul pentru relații publice de la IPJ Suceava, comisarul șef Ionuț Eporeanu și adjunctul șefului Poliției Municipiului Rădăuț, comisar șef Gabriel Chifan. Eu sunt Luigi Vărăguie și până data viitoare vă doresc toate cele bune.